ne-a dreapă să tratăm viturismul din punct de vedere SEO, blogging și pay-per-click. Din punct de vedere SEO, eu o să vorbesc mai mult despre cum relaționăm cu clienții din turism și cum încercăm să le câștigăm încrederea, ca să poată avea încredere noi ca agenție că le putem livra rezultate. Eu sunt Robert Ronafit, ok, eu sunt pregătit de când am făcut deja prezentarea, lucrez din 2008, sunt cofondator la o agenție de marketing online, suntem orientați către rezultate și încercăm să facem lucrurile cât mai bine. Am lucrat destul de mult și pe proiecte de turism, sunt câteva proiecte mari din România cu care am lucrat și la care am contribuit pe strategii de SEO. Și eu vreau să vă spun problema care m-am întâlnit în ultimii 2 ani, când aveam discuții cu diversi prospecți. Unii dintre ei s-au transformat ulterior în clienți, alții nu s-au mai transformat în clienți. Și când vine vorba de SEO, clientul român se întâmplă să aibă probleme simple. Am agenție de turism și vreau să ajung pe prima pagină pe cuvinte precum vacanțe, bilete de avion, vacanțe în Grecia, hotelul Barcelona. Sau vreau să faceți SEO la hotelul X din București, dar mă interesează doar două cuvinte. Cazare în București, hotelul București. Dar ceva nu mă interesează, că de acolo am văzut din Edo și că de acolo vin conversiile. Sau vreau să facem SEO pentru că mă costă foarte mult Google AdWords. Aș vrea ca la un moment dat să înlocuim bugetul din AdWords și să vină traficul ăla doar din SEO. Plătesc prea mult comision la Booking și vreau să vină traficul direct la noi. E un alt lucru pe care l-am povestit cu unul din clienții mei. Spunea pur și simplu, mare mea problemă e că dau foarte mult la Booking, aș vrea să ajung să mă duci atât de mult practic încât să mai fie necesar să lucrez cu Booking. O să vedem dacă se poate. Bun, clienții vin de foarte multe ori cu obiective inițiale greșite sau irealizabile. Se pare unor obiective SEO incorrecte de la început, ne pot duce în postura de a pierde foarte, foarte ușor clienții. Nu mă lăsa mai mult să aude foarte bine. Bun. În cazurile în care clienții vin cu probleme din astea atât de simple, în care cred că e super, nu știu, se poate ajunge destul de repede, sunt cuvinte cheie generaliste în care să putem să le aducem rezultate, putem să-i arătăm cam cât de mari sunt șansele de a trage trafic organic pe cuvintele cheie general. În partea din stânga e căutarea hoteluri Amsterdam, în care în primele două ecrane de pe Google observăm doar trei rezultate. Doar trei rezultate organice, 1, 2, 3. Și în rest două ecrane, deci am dat un scroll, primul scroll se termina pe undeva pe aici, și al doilea scroll se termina aici, două ecrane doar de AdWords. Deci am încercat să investim, să aducem trafic calificat pe cuvinte cheie generaliste în condițiile în care Google nu ne lasă să mai facem lucrul ăsta. O să încercăm poate să-i căutăm alte alternative. Ba mai mult, investim în Google Places, am hotel, îl pun pe Google Places, vine Google și îmi pune ads pe pagina mea de Google Places, și nu mai lasă practic să-mi aduc direct traficul și mă obligă să dau comision la Booking sau la Trivago sau la oricine altcineva. Ce ne facem când clientul român vine cu probleme complicate de care vorbeam? Concurența e mult prea mare, e imposibil să ne luptăm cu portalurile de turism foarte mari, mai bine renunțăm la investiția SEO, că oricum nu prea avem șanse, șansele sunt foarte mici. Eu zic în felul următor. De ce să ne batem din prima cu ei dacă nu suntem pregătiți? Nu mai bine încercăm și cuvinte cheie pe care ei nu apar. Și am găsit două sugestii pe care Google mi le-a dat la căutări apropiate de celelalte generaliste. În momentul în care scriem cazare pentru, prima sugestie e cazare pentru îndrăgostiți. Dacă scriem vacanțe pentru, o să găsim senior, copii, senior 2015 și persoane singure. Oamenii caută în funcție de statutul lor social, caută în funcție de foarte, foarte multe lucruri și am putea găsi alternative de căutare pe care o să vedem că nu găsim nici Booking, nici Trivago, nici Infoturism sau niciun alt site. Sunt site-ulețe mici care tratează exact această problemă. În conținut în care facem o strategie SEO gândită pe long tail și gândită pe cuvinte cheie pe care nu avem concurențe, avem șanse mult mai mari să putem să aducem un trafic calificat.
vorbim cu clientul, vedem ce, ce poate să ne oferă. Gândim poate anumite pachete în funcție de căutările care, pe care le descoperim. Comunicăm în felul acesta și putem să avem șanse ceva mai mari să ducem, să ducem trafic organic. Important este să găsim soluțiile cele mai, cele mai potrivite. Cui vrei să vindeți pachetele turistice? Aveți pachete ieftine, scumpe, targetați oamenii care vor excursii de lux, low cost, destinațiile turistice pe care le promovați se pretează mai degrabă un anumit tip de oameni. Aveți oferte speciale pentru anumite categorii de, de oameni, seniori, copii sau lucruri sau orice alt fel. Nu știu, aveți o firmă de rent-a-car. Ce modele de, de mașini dețineți în flotă? Sunt mașini noi? Sunt, faceți rent-a-car doar cu Logan și Matiz? Sau putem să comunicăm și că faceți rent-a-car cu cele mai noi modele de mașini? Aveți posibilitatea să luați, nu știu, Mercedes sau un lucru de genul ăsta. Haideți să comunicăm în, în felul acesta pe SEO și să căutăm oamenii aia care caută, care încearcă și caută nișa. Bun, aveți și alte avantaje. Poți să închiriezi în București, să o las în Timișoara, dar în Viena. Există niște avantaje pe care nu toate firmele de, de rent-a-car le promovează și în condițiile în care nu putem să ne, să ne batem de la început cu mari jucători, nu știu, Avis, Hertz, sau, sau companiile de acest gen, putem să încercăm să găsim alternative. Și spun eu că putem să cerem chiar și ajutorul pentru a identifica canalele cele mai corecte. Ne poate oferi acces la, la rapoartele de Google AdWords, dacă există o campanie deja de Google AdWords. Campania de Google AdWords de search, pentru mine, ca specialist SEO, e unul dintre cele mai bune instrumente care îmi oferă date despre cum convertește site-ul și ce alte cuvinte pot folosi și pune în strategia de, strategia de SEO. Nu știu, prevede clientul o campanie de branding, de awareness, pe ce canale va face această campanie? Pentru că știm că în momentul în care el are o campanie de branding, pe, nu știu, display general, pe TV, pe radio, toate lucrurile astea vor genera foarte multe căutări organice. Și noi putem să ne, putem să ne pregătim. Nu știu, erau zilele trecute, am văzut la TV, Vola, dacă nu mă înșel, are campanie cu Roma 199 de euro. La căutarea Roma 199 de euro, ok, mi-a rămas asta în cap, dar nu știam că e Vola neapărat. La căutarea Roma 199 de euro, un concurent de-al lui poate veni să optimizeze, să facă, nu știu, 10 articole despre Roma la 199 de euro, destul de rapid încât să aibă, să beneficieze de fluxul care, s-ar, care ar veni de, de căutări și să ia un pic din bugetul pe care l-a investit Vola pe TV și să, să-l ia el. Putem să facem lucruri de genul ăsta în anumite perioade un pic deștepte. Nu știu dacă sunt fair față de Vola, dar ok. Nu știu, are deal-uri deja plătite cu publisher în care să putem introduce gratuit sau la costuri avantajoase review-uri, advertoriale comunicate de presă și care e strategia lui de promovare social media. Semnale sociale sunt foarte importante în momentul de față în orice strategie, în orice strategie SEO și lipsa prezenței lui pe social media consideră un, un dezavantaj în lupta cu ceilalți, cu ceilalți concurenți. Și dacă există un departament de PR în cadrul firmei pe care putem folosi și noi campania, campania SEO. SEO se bazează foarte mult pe, pe link-uri. Dacă acel departament ne poate aduce link-uri mai ieftine, o să-i facem economie clientului. Eu, ca firmă de SEO, s-ar putea să nu am deal-urile cele mai avantajoase cu, nu știu, cu blogger, cu publisher. Mai mare o agenție de PR ar trebui să aibă deal-uri mai bune decât mine și în felul acesta am putea să facem o economie și să comunicăm în același... cu același scop. Și arătăm ce fac ceilalți. Identificăm concurența împreună cu clientul. Spuneam eu aici că dacă el are doar 10 oferte de cazare în câteva orașe, sigur Booking nu e concurentul lui. El de foarte multe ori așa are impresia. O analizăm și ulterior îi monitorizăm campaniile de link building. Și descoperim lucrurile bune pe care le fac ei și încercăm să le facem mai, mai bine. Și în final îi explicăm care sunt lucrurile care contează în 2015 pentru a avea succes într-o, într-o campanie SEO. Chiar dacă suntem în 2015 și focusul e pe
totul alte lucruri, se vorbește de orice altceva, tot site-ul este prioritar și tot structura site-ului e cea care ne poate aduce cele mai mari avantaje în fața concurenței. Elementele SEO cele mai importante sunt în continuare title-ul, H1, structura de link-uri interne, structura de URL-uri, optimizarea de imagini, prezența unui sitemap și cel mai important, de la anunțat și ultimul, conținutul site-ului. Îi spunem că dacă nu ia în calcul să facă SEO pentru mobile, din start refuză să privească spre viitor. Iar de două zile, după ultimul update Google, e și mai important să avem interes asupra SEO mobile, pentru că peste 50% din căutări în momentul de față se fac de pe mobile, încă nu s-a ajuns la peste 50% din trafic pe România să se facă de pe mobile, dar în curând se va ajunge și nu avem cum să evităm acest conținutul generat de utilizator pe propriul site poate atrage un volum de trafic consistent pe long tails. Strategia de link building trebuie concentrată pe content marketing de calitate. Trebuie să ia în calcul local SEO. Rezultatele locale în Google apar pe majoritatea căutărilor pe turism și a evita să aloce resurse pentru optimizarea locală. Nu cred că e o idee, nu cred că e o idee foarte bună. SEO nu trebuie făcut doar într-o singură limbă. Nu cred că există vreo afacere de turism care vrea, nu știu, doar belgieni sau doar turci sau doar români. Fiecare afacere de turism ar trebui să poată să comunice în primul rând în limbile din care ar vrea să aducă clienți. Ok, facem un site în română și cu o versiune în engleză. Dar știm că francezul nu o să caute niciodată în engleză. Germanul poate o să caute, dar iar italianul nu cred că o să caute foarte mult în engleză. Și de ce n-am putea să alocăm, nu știu, nu foarte multe resurse pentru a traduce site-ul și a face niște optimizări de bază, măcar să apărăm la căutării în limba italiană, franceză, referitoare la România. Concurența e mult mai mică pentru că n-o fac mulți și avem potențial de a atrage trafic de acolo. Videourile pe YouTube. YouTube-ul, știm, e al doilea motor de căutare după Google. Sunt foarte mulți specialiști care cred că e mai bine să faci SEO pentru propriile videouri. Eu sunt de părere că e bine să fie urcat de pe YouTube și să faci SEO acolo, cel puțin în momentul de față. Există foarte mult potențial de trafic din YouTube și nu sunt foarte mulți care fac SEO. Nu optimizează foarte bine videourile și se poate ajunge mult mai ușor decât prin condiții normale. Imaginile. În turism cred că imaginile vând de departe cel mai bine. Trebuie să alocăm resurse pentru optimizarea imaginilor și în măsura bugetului să încercăm să propunem aplicații de mobile pe care și pe ele la rândul lor le putem optimiza pe Android sau pe iPhone. Cam asta am avut de povestit. Întrebări dacă aveți. Am avut ceva emoții. Sper că spre brandul inclusiv, spre medii de turism, de hoteluri, ce este genul ăsta? Păi booking-ul prin asta își câștigă banii. Tu faci o rezervare la un hotel pe booking, booking are interesul ca la orice căutare care ține de toate hotelurile din lume să apară ca să faci rezervarea prin intermediul lui. Faptul că poate să susțină un asemenea buget e un lucru minunat pentru Google. Pentru hotelul respectiv, cum am dat și exemplu. Mă rog, era la un moment dat Fenicia Grand Hotel pe unul din slide, un client cu care am lucrat în trecut. El avea problema cu booking. În momentul de față, când pe toate căutările ce
puțin de brandul lui, Booking iese în fața lui. Ok, nu e fair față de Fenicia, dar atâta vreme cât Google îi permite, trebuie să nu luptăm cu chat. Exact. Din câte știu eu, în momentul de față durează aproape 2 ani. Toată treaba asta. Ca să se accepte, în niciun caz 2 ani durează câteva zile. Până primești acceptul de la hotel. Dacă hotelul vrea să ți-l dea. Chiar am avut o discuție recent cu cineva și mi-a zis că durează foarte mult. Cineva din zona de AdWords. Zona de hotel sau de agenție? Din zona de agenție. Da, hotelurile nu îți dau accept. Am. Deci hotel, lanțul de marcă, hotelieră, nu o să-ți dea accept. Adică, în general, sunt care îți dau. Dacă trimiți mail la Booking, o să spună într-o săptămână maxim și o să oprească. Ideea e că dacă tu n-ai pe pagina de hotel, să zicem, dacă tu n-ai pagina de rezervare... Nu, eu credeam că întrebarea e alta, dacă permite Google să facă, să iei reclamă în felul acesta. Dar, de fapt, nu știu cum procedează direct Booking. Dacă tu ești agenție și promovezi un hotel, hotelul Ibis, de exemplu, da? Da. Ok. Tu Google-ul ți-l suspendă în cazul în care hotelul Ibis are brandul registrat la Google. Da? Tu atunci faci o cerere la Google, da, care merge către hotel și hotelul zice da sau nu. Ok, ideea de bază aici e că ai voie să bitezi pe numele hotelului ca un cuvânt cheie, dar nu ai voie să folosești brandul hotelului în cadrul anunțului. Hotel Fenicia se zice rezervat la bază. La hotelul. Corect. Și situația de aici. Fenicia, ce poate să facă în situația de aici? Este înregistrat brandul? Nu știu. Dacă este înregistrat, trimite la Google și au automat orice reclamă care el are cuvântul Fenicia sau Hotel Fenicia în căutare, nu ți-a aprobat anunțul. Dar nu e reclamă aici. Simplu o zonă pusă la dispoziție de Google și îmi spune că poți să rezervi direct de aici. Și asta e pagina Fenicia de Google Maps. Știu sigur că s-a lucrat la optimizare pentru această pagină, la optimizare locală, iar în momentul de față Booking-ul și HR s-au venit direct și au pus anunț pe pagina hotelului din Maps. Sunt convins că Fenicia nu ar da acest acord. Da. Fenicia a sesizat Google? Nu știu. În momentul în care sesizez, mie ce mi s-a spus că și partea HR este un plan de sesizat. Cu siguranță a observat, nu știu dacă a sesizat. Deci trebuie sesizat. Pentru că aici nu se folosește de numele brandului, nu se folosește de absolut nimic. E o zonă pusă la dispoziție pe tot ce înseamnă rezultat local, e pusă la dispoziție de Google și, din câte înțeleg eu, se face o rezervare la Fenicia de acolo? Da, se poate. Din Booking. De aici? Se face o rezervare la Fenicia din Booking. Exact. Dacă Fenicia are tarifele suficient de bine calculate încât să aibă tariful de recepție, tariful de site și tariful de sistem de rezervare diferite bine calculate, atunci nu are nicio problemă pentru ei să devină clienți din Booking. Sunt clienții lor până la urmă. Problema e că pentru utilizatorul obișnuit, nu știu cât de mulți utilizatori vor face diferență foarte mare. Ei caută hotelul, corect, găsesc rezultatul cu harta și au impresia că astea sunt puse la dispoziție direct de... Anunț de la cine este? Nu, aici e un alt slide, aici căutarea hotelului Amsterdam, spuneam eu la începutul prezentării. Și acolo vreți să apare totul. Da, da. Atunci nu este, Fenicia nu a făcut da. Reclamație la Google, ca să scoată Booking, e căutare pe acoperit. Și o marcă registrată. Cred că asta aici nu e problema de marcă registrată. Aici e problema că pe pagina al Fenicii apare un anunț. Nu contează faptul, nu intervine cu nimic legat de marca registrată. Asta spunea anul. Deci, pe pagina aia apare rezervul la mine. Ce treabă are cu nu rezervul? Deci, ceea ce văd eu acolo din dreapta, nu cred că apare pe site-ul Fenicia acolo. Nu, pe site-ul Fenicia. E un snippet. Pe landing page-ul de Google. Pe landing page-ul de la Google, nu pe landing page-ul de la Fenicia.
plătit și în momentul în care finge spune, ok, este brandul meu, eu sunt și nu mai dau voie să se facă anunțuri AdWords, toți cei care au anunțuri AdWords cu Fenicia o să fie dați la o parte și o să primească un formular prin care să ceară aprobarea la pe ei. Are bine, mulțumesc. Desface vă rog o estimare în următorii 10 ani de zile dacă toate toate lucrurile pe care le-ați expus dumneavoastră, care sunt gândite până la urmă, eu știu de ce, un quick fix pentru a mai ciubi niște trafic din Google. Din punctul dumneavoastră de vedere, peste 10 ani mai avem ce mânca? Sau ne reprofilăm? Pentru că în ultimii 5 ani de zile ne confruntăm cu un asalt al multinaționalelor care invadează toate căutările, făcând absolut imposibil. Deci noi acum discutăm cum să mai culegem de pe masa de unde ei au lăsat niște firimituri pe masă și firimiturile alea să mai mâncăm și noi. Numai că au devenit din ce în ce mai buni în a culege toate bucatele de pe masă, dacă acum 10 ani de zile erau felii mari de pizza care le puteam accesa, astăzi mai sunt firimituri și viitorul nu sună bine. Ce părere aveți dumneavoastră despre asta? Din punct de vedere al agenției de turism? Din punctul de vedere al discuțiilor, cum să mai facem, cine? Să mai aducem trafic pe site-ul nostru, pe ce, care să nu... Pe ce fel de site? Nu știu, site-ul unui hotel, site-ul unui agenții? Da, pe site-ul unui hotel. Cum să facem să evităm, să scăpăm, să nu mai dăm bani la Booking sau toate celelalte? Dacă nu vrei să mai lucrați cu Booking și cu agențiile de turism, trebuie să consultați singur. Să dați bani, nu cred că aveți cum. Cred, la cum ați formulat întrebarea, peste 10 ani o să fie din ce în ce mai greu sau poate chiar imposibil sau poate, Doamne ajută, mai bine un alt jucător în afară de Google cu care să putem să ne luptăm și să fie alte lucruri. Dar, în același timp, atâta vreme cât aveți cum să luați anumite bucățele, atâta vreme cât aveți cum să vă diferențiați față de alte hoteluri, făcând anumite lucruri un pic mai deștepte decât ei, sau atâta vreme cât puteți să obțineți, nu știu, review-uri, experiențe la hotelul dumneavoastră, de la blogger, sper să ne vorbească Roxana mai târziu despre partea asta, cred că puteți să umpleți hotelul, dar mai degrabă folosindu-vă de rezultatele organice pe care le au alte site-uri de publishing. Practic să facem un SEO nu special pentru site-ul nostru, să ne facem o strategie prin care să putem să apărăm pe site-uri nișate de turism, în care să vorbească de hotelul nostru într-un anumit context, cum spuneam mai devreme, nu știu, nișați-vă acum hotelul ca fiind hotel pentru îndrăgostiți sau un lucru de genul ăsta, luptați să-l aduceți pe prima pagină și apoi dați drumul la o campanie pe rețelele sociale. Și o să vedeți că o să captați foarte mult trafic. Facem lucrurile un pic mai altfel. Și orizontul de 10 ani este în altfel. Unde se face listarea locului, pe brandul hotelului, cu butonul de la Bookmea. Am zis că el, în general, își ia datele din agregatoarele astea, gen Booking, Expedia și ce mai zic. Am vreo modalitate, când se listează hotelul meu pe pagina de Europa, să-mi pun un buton de book către site-ul meu, adică am cum să fac asta. Adică mi-apare Booking, alte două agregatoare, sau da, să apară și butonul de book către site-ul meu direct. Există posibilitatea asta. Sincer, nu știu. Dacă știe cineva din sală... Treaba cu locul este... Deci vor face reguli de ce pune cum pune. Ele și culege, nu le-am văzut din acolo. Dar nu, până la cules, dacă e vorba de ce afișează, că poate să-și culeagă orice. E vorba ce afișează acolo. Iar acolo ce afișează... Trafic date din... Este profilul de Corpus. Exact. Este profilul de Corpus al paginii. Nu, eu mă refer la butonul de book. Direcția de acolo. Partea dreaptă, nu? Care se apără sub hartă. Exact. Care s-a transformat într-o campanie de brand protect, cumva? Nu, 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 n
Adică eu sunt crezut sub cont de cum iau sub partea mărciunea. Vei avea acolo același lucru pe care nu știu că să-ți dea. Web call și butoanele astea ți le dau automat Google. Faci bani. Mai am întrebări? Da, mai am eu. Pentru că noi sunt blogger de turism, să nu zic trebuie. Ai fost implicat în campanie cu blogger? Da. Ok. Ce ați urmărit când ați selectat blogger în campanie de reflecție? Și dacă ai exemplu din turism, poate mai bine. Pe mine zona de turism mă interesează. N-am un exemplu. Ok, ai spus că sunt relevanți, că ai dat, ai enumerat acolo publisher, blogger, PR și așa mai departe. Vreau să știu și eu cum ați selectat bloggerii pe care i-ați implicat. În primul și în primul rând îi selectez după bugetul pe care îmi pun la dispoziție client. Dacă bugetul îmi pune la dispoziție un buget de, nu știu, 2000 de euro și vrea 20 de bloggeri, o să fie dificil. Și voi alege în funcție de prețurile și cât de mult poți să negociezi sau de lucrurile. Ce vrei tu să spui e calitate pe măsura bugetului, nu? Ok. Dar vreau să știu părerea ta de specialist acum. Bun, ce ai face tu? Cum ai selectat tu niște bloguri relevanți, nu știu, sau ce înseamnă un blogger relevant pentru tine într-o campanie SEO? Dacă vorbim despre o campanie SEO, mă interesează să aibă poziționări bune pe derivatele cuvintelor pe care mă interesează pe mine, să pot să obțin relevanță de la site-ul lui către site-ul meu pe acele cuvinte. Nu știu, dacă tu ai făcut un review foarte bun despre vacanța ta într-un anumit oraș și o promovezi în timpul ăla un anumit oraș și tu stai foarte bine în poziționări pe căutarea respectivă, m-ar interesa să am relevanță de la tine, strict din punct de vedere SEO. Mă interesează să generez comentarii, pentru că generând comentarii, probabilitatea ca tu să rămâi indexat e mai mare și eu să aduc trafic de la tine, de pe site, trafic care este în momentul de față în algoritmul Google de poziționare, mă va ajuta pe mine. Mă interesează clar, cu asta trebuie să încep, cât de mult scrii nișat despre, dacă chiar ești nișat sau dacă doar spui că ești nișat, se întâmplă asta destul de mult în zona asta. Cred că sunt... Nu știu că am singurul dintre pe tehnologie, pe treabă, dar... Încercam să răspund general. Nu am făcut campanii eu personal pe turism, desfășor în momentul de față pe alte verticale. Dar cam asta urmăresc în momentul în care vreau să dau drumul. Vreau să fac eu o completare. Eu personal urmăresc dacă recomand cuiva să scrie un articol pe un blog, recomand persoanele respective să se uite la cât de frecvent a cumpărat articole, blogul respectiv cât de frecvent a vândut advertoriale, reclame, etc. Adică dacă procentul dintre numărul articolelor scrise relevant și cele care sunt advertoriale. Și advertoriale vor fi la fel de relevante. Nu am menționat asta. Cumpere articole. Cred că oricine care face o campanie cu blogger, publisher, implicit cumpără articole. Că le spunem altfel, ok, da, tot cumpărarea de articole până la urmă este. Mulțumesc. Ok. Dacă nu mai sunt întrebări, o să continui. Robert, mulțumim. Și eu mulțumesc.